O luat conducerea asta pe o schemă de bandiță. Nici un miliard nu-a întors, pensia mizerabilă, că i-a adăugit 100 de lei și eu tăie 200 de compensație. Băieții sunt în Franța, chiar în Paris lucrează, dar fata e în Potsdam, lângă Berlin. Sărășii nu ce facem. Se ducă gruși și clamoară cu 1000 de lei, tărâi la saz de făină. El are lucru, s-a aranjat, tot e normal, frumos. Nu a rămas nimeni, tăți pleacă, prin Germania, prin țări străine, pe Rusie înainte, cu Rusie trăim, da? Chiarișcu, dar eu îți mă duc, 76 de ani, cui trebuie eu. Tot viața am lucrat 54 de ani, șofior într-o organizație. A ieșit la pensie cu 300 de lei. 350 de lei. Și am primit 5 ani de zile 350 de lei. Și apoi a ieșit ucaz, pricaz, zacon, eu nu știu cum și a ieșit, care nu a lucrat nicăieri. Apoi, cei mai mici pensii trebuie să fie 480 de lei. Care nu a lucrat nicăieri. Dar eu am lucrat 50, am documente, vă le arăt. Cel mai șofior pe Republică, am fost cel mai bun șofior. Pensia mai mare, dar așa e mizerabil tot, 1000 de lei. 1000 de lei prins. E prăpădienea la noi, e prăpădienea. Primești o pensie și așa te gândești, ce să mai mănânci mai departe, mai? Ce să mănânci tu mai departe? Tu e cărbune, e lemn și cu ce rămâie, măi, oameni buni? Iată, schelet. Așa că vreau un pantalon frumosal. Și-am vreau o șubotă. Mai ca așa. Să mă și eu pe drum ca toată lumea. Da, ia ca cu șirump. Ia cu tăre. Și iese într-o apă. Da, iese nevoia. Spun acolo, ăștora, ăștora. S-o cresc unul pe altul. Alții mor de frigă la noi. Și Moldova la noi. E fleaca aia. Și lor nu le rușine, mă, ca să vorbească pe televizor. Pe ce? Veniți în sat și vedeți ce face narodul ăsta. Care stine, să mă duc încolo, să mă duc șale. Dar la noi care așa suntem la pezni, suntem prăpădiți. Prăpădiți suntem. Și azi în casă plâng. Înțelegi? Plâng. Noi mea trăim până aici în apă. Cum a fost pe vremea lui Ceaușescu. Când zicea? Ceaușescu România, dar mă zicem, Moldova și Plahatniuc și toată Bratfaua, și asta-i tot. Ei cu castele, dar noi... Eu cred că țara noastră nu se dezvoltă așa cum trebuie, chiar și... Cei din Parlament nu fac decizii corecte, toți se gândesc la dânșii, nu pentru o țară mai bună. Eu cred că dacă ar fi să fie un lider bun, ar trebui să facă tot ce e frumos pentru a fi Moldova cea mai frumoasă. Nu noi să ne ducem în alte țări, dar chiar să rămânim și să călătorim prin țara noastră, că nu chiar o știm bine.
Eu când eram mică, colega mea de clasă, mama ei a plecat psihotare și mie întotdeauna ne spune că mama mea niciodată n-a să ajungă să plece psihotare și când a venit momentul când a plecat, am rămas jignit. În prima săptămână am rămas, mă gândeam, Doamne, mai repede să vină și...